Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră și de data aceasta cu o temă nouă și bineînțeles cu un invitat deosebit, așa că îi spunem un bun venit domnului Ionel Tuțac, pastor și bineînțeles părintele acestui proiect frumos care se cheamă Muzeul Biblie. Domnule Tuțac, bine ați venit la noi în emisiune! Bine v-am găsit, apreciez consecvența cu care în fiecare zi ne țineți la curent cu ceea ce se întâmplă în lumea creștină și nu numai, și în mod special apreciez activitatea pe care o ai și emisiunile pe care le faci. Mulțumim și noi pentru apreciere și pentru susținere, pentru rugăciunile pe care le adresați și mai ales pentru încurajarea pe care ne-ați făcut-o. Într-adevăr, suntem împreună pe aceeași baricade, dumneavoastră pe de-o parte, noi pe de-altă parte, și încercăm ca prin eforturile pe care le facem să ducem mai departe ceea ce înseamnă Evanghelia. Așa că haideți să o luăm cu începutul începuturilor. De ce credeți dumneavoastră că Biblia este cartea și este, să spunem, obiectul care a strânit atâtea controverse, atâtea conflicte, atâtea probleme, să spunem, și atâtea transformări în lumea aceasta? De ce credeți că tocmai această carte, care noi o numim Cartea Cărților, merită să aibă un muzeu, un loc unde să se găsească și, bineînțeles, să se poată studia, vedea cum a evoluat această minunată carte Cuvântul Dumnezeu de la primele forme ale ei până în ziua de astăzi? Când vorbim despre Biblie, așa cum se știe, vorbim despre un cuvânt care provine din limba greacă, termenul biblos, care înseamnă bibliotecă sau colecție de cărți. Biblia este o colecție de 66 de cărți care a fost scrisă pe parcursul a aproximativ 1600 de ani, de peste 40 de autori diferiți ca și profesie, oameni care au venit din spectre ale societății foarte diferite, dar care au avut un lucru în comun, și anume n-au transmis doar gândurile lor, ci au transmis ideile pe care Dumnezeu le-a pus în mintea și în inima lor, au transmis cuvinte inspirate de lui Dumnezeu. Iar oamenii aceștia, fie că au fost teologi, împărați, ciobani, au putut să spună: așa vorbește Domnul. Biblia este o carte unică. Este o carte unică din multe puncte de vedere. Este unică prin conținutul ei. Dacă am pune împreună 66 de tratate de medicină din perioade istorice foarte diferite, probabil că are și un ghiveci. Dar Biblia este unică în ceea ce privește mesajul, continuitatea, este unică în ceea ce privește felul în care a fost scrisă, este unică mai ales prin influența pe care a avut-o și o are în societate. Și cartea aceasta este, așa cum se știe, nu doar cea mai citită, dar în același timp cea mai tipărită, cea mai răspândită carte din întreaga lume. Este singura carte despre care putem să spunem că este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Nu doar conține cuvântul lui Dumnezeu, ci este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu. Desigur că această carte a influențat diferite domenii ale vieții, dar unul din lucrurile foarte importante este că foarte mulți oameni tratează cartea aceasta ca pe o piesă de muzeu. O țin în bibliotecă sau poate o au pe birou sau o poartă în mașină, dar marea întrebare este câți dintre ei o citesc cu adevărat. Eu am spus de mai multe ori și repet, vreau să avem în România un muzeu al Bibliei, ca oamenii să înțeleagă că Biblia nu trebuie să fie o piesă de muzeu, ci trebuie citită, studiată, trăită și în același timp răspândită. Este o inițiativă extraordinară și vă felicit pentru acest proiect. Ați muncit la el, ați adunat de-a lungul multor ani diverse versiuni ale Bibliei, diverse formate în foarte multe limbi. Spuneți-ne câteva, să spunem,
lucruri despre, de la începutul acestui proiect. Haideți să începem cu începutul, pentru că e foarte important ca oamenii să vadă motivația din spatele acestui proiect. De ce domnul Ionel Tuțac a început așa? La ce l-a determinat sau ce a fost, ce factori au fost în spatele acestei idei, astfel încât dumneavoastră să puneți așa suflet și să faceți ca acest proiect să ia ființă și, bineînțeles, și să se extindă așa cum vedem noi astăzi, în zilele de astăzi? Cătălin, proiectul a început de mult timp, dar așa într-un mod mai firav. Pentru prima dată eu am intrat în contact cu Sfânta Scriptură într-un mod real, undeva prin clasa a 3-a, 4-a, atunci când am jucat un meci de fotbal, m-am accidentat, mi-am luxat piciorul. Tatăl meu era pastor, iubea Biblia, propovăduia Biblia, a fost un om deosebit, dar după acel accident a ajuns la concluzia că ar trebui să nu-mi pierd timpul degeaba stând în pat. Și mi-a spus, ai putea în perioada aceasta cât ești la pat să citești Cuvântul lui Dumnezeu. Și am citit Biblia pentru prima dată integral în clasa 3-a, 4-a, pe parcursul a vreo 3 săptămâni, trebuie să spun că n-am înțeles chiar mare lucru. Apoi, mergând la o biserică în satul meu natal, am fost în contact cu Biblia și am început să o studiez cu atenție, cu regularitate, dar aș putea să spun că în perioada în care proiectul acesta s-a dezvoltat, au existat cel puțin 3 etape importante. Prima dintre ele a fost în anul 1991, atunci când împreună cu colegii mei de an am făcut o vizită de studii în Țara Sfântă și timp de 10 zile am văzut locuri impresionante din Israel, dar unul din locurile care m-a impresionat pe mine foarte mult a fost altarul cărții sau muzeul acela al Bibliei de la Ierusalim, locul în care sunt expuse manuscrisele de la Marea Moartă. Așa cum se știe, manuscrisele de la Marea Moartă reprezintă una dintre cele mai importante descoperiri ale secolului 20 și aș putea spune a întregii istorii, pentru că manuscrisele de la Marea Moartă au certificat încă o dată faptul că Biblia pe care noi o avem astăzi este identică cu cea care a fost scrisă de profeții Vechiului Testament sau de apostolii Domnului Iisus Hristos, dar s-au descoperit atunci la Qumran, într-un mod întâmplător, deși nimic nu este la întâmplare, s-au descoperit cărțile, toate cărțile Vechiului Testament, mai puțin cartea Estera. Zilele trecute apărea un articol foarte interesant prin care aflam încă o dată că inteligența artificială a confirmat încă o dată veridicitatea acestor scrieri ca fiind undeva din secolul 2-3 înainte de Hristos, deci tot Vechiul Testament. O a doua etapă importantă pentru mine a fost o vizită pe care am făcut-o în anul 2001. Am mers la New York și împreună cu 2 români, Petru Popovici și Vasile Ianculovici, 2 prieteni dragi inimii mele, am vizitat Societatea Biblică de la New York. Culmea, la Societatea Biblică de la New York era arhivar o timișorean, doamna dr. Liana Lupaș. Ea ne-a prezentat atunci o parte din cele 53.000 de volume ale Sfintei Scripturi. Am văzut acolo Biblii foarte vechi, cea mai mare Biblie din lume, am văzut Biblia ale unor personalități și când am plecat de la New York, pastorul Petru Popovici mi-a dăruit 2 Biblii foarte importante. Biblia de la 1874, prima ediție completă a Bibliei cu caractere latine, tipărite pe teritoriul românesc, și apoi o Biblie specială, o Biblie sub forma unui microfilm, Biblia care a ajuns pe lună, cel mai mic exemplar al Bibliei existent la ora respectivă, pentru că acum evreii au făcut nano-Biblia, Vechiul și Noul Testament, dar Biblia aceea nu poate fi citită decât cu microscop.
E interesant faptul că a fost un astronaut, numele lui este Robert White. Și omul acesta s-a îmbolnăvit și ultima dorință a vieții lui a fost aceasta: dacă va mai ajunge vreodată pe lună, ar vrea tare mult să ia și un exemplar al Sfintei Scripturii. Capelanul de la NASA a prins ideea aceasta și când Apollo 14 în 1971 a zburat, da, pe lună, au tipărit 300 de exemplare ale Bibliei pe microfilm. O parte dintre ele au fost răspândite pe suprafața lunii, celelalte au fost aduse înapoi pe pământ, iar unul din aceste exemplare a ajuns în colecția pastorului Petru Popovici, care mi l-a dăruit mie. În momentul în care eu m-am întors din Statele Unite, m-am întors cu aceste două exemplare, dar în același timp cu un mesaj foarte clar, o provocare deosebită a pastorului Petru Popovici, care a zis așa: ia aceste exemplare ale Bibliei și du-le în România și spune-le românilor că Biblia nu trebuie să fie o piesă de muzeu. Vreau să spun încă un lucru interesant. Eu am fost o perioadă de timp, 8 ani, consilier județean și într-una din zile mergeam cu unul dintre prietenii mei la o întâlnire cu directorul unei instituții și ne-am întâlnit pe stradă cu doi ziariști. Stăteau la o terasă și erau în pană de idei, nu știau ce să scrie. Și în timp ce am stat cu ei să bem un suc, o cafea, le-am arătat cea mai mică Biblie din lume pe care o aveam în pormoneul meu. Și de aici a apărut o idee, oamenii aceștia au scris un articol intitulat "Ce poartă politicienii în borsetă sau în pormoneu?" Și atunci, pentru prima dată, presa a relatat despre cea mai mică Biblie din lume. Iar a treia etapă foarte importantă pentru mine a fost vizitarea Muzeului Bibliei de la Washington DC, un loc în care am fost și împreună și un loc care mă fascinează. Am fost de 3 ori acolo, dar îmi doresc să merg din nou și să am mult mai mult timp pentru a vedea toate acele exemplare și modul în care a fost conceput acest muzeu special. Trebuie spus că un muzeu care a costat peste 500 de milioane de dolari. Slavă Domnului! Și eu aveam un plan să-l mai văd a doua oară, dar iată-ne că pandemia ne-a ținut pe loc și vom vedea ce se va întâmpla. Sper să ajungem cât mai repede acolo, să revedem, pentru că și pentru mine a fost așa un punct în care m-am simțit foarte bine și în care m-am bucurat de tot ce înseamnă Cuvântul lui Dumnezeu. L-am văzut acolo prezentat în foarte multe forme și mai ales chiar animațiile, tehnologia cu care este prezentat Cuvântul Dumnezeu este interesant chiar și pentru generațiile acestea de tineri, deci practic forme acestea moderne de prezentare a Evangheliei. Haideți să ne uităm puțin la prezent și pornim de la ceea ce se întâmplă în zilele acestea și de fapt de săptămâna trecută până în zilele acestea și apoi la planurile pe care le aveți în viitor. Muzeul Bibliei necesită în primul rând o grămadă de lucruri și pentru dumneavoastră ca părinte al acestui proiect cred că vă simțiți cel mai bine atunci când proiectul acesta este vizionat de cât mai mulți oameni. Oamenii se bucură, vă sunt interesați. Haideți să vedem ce se întâmplă în zilele acestea la Lugoj și ce necesită, că poate oamenii nu știu de fapt ce înseamnă să te ocupi, să ai ca și responsabilitate, în primul rând, organizarea unui muzeu, a unei expoziții, grija și știu, tot felul de alte preocupări care necesită acest proiect. Da, începând de săptămâna trecută, de luni, până în data de 8 mai, inițial planificasem până în 7, dar am primit cereri din partea unor oameni de la Arad care vor să vină să vadă expoziția și nu pot decât în data de 8. Va fi expoziția la Lugoj, ea este într-un loc special, la Casa Bredicenilor, un loc de cultură, un loc în care a trăit una dintre cele mai importante familii din oraș. Din nefericire, noi facem transmisiunea aceasta nu de la Casa Bredicenilor, acolo unde sunt expuse
exemplarele Bibliei, ci de la Biblioteca Municipală, un alt loc special, doar pentru că acolo nu avem internet și atunci am hotărât să facem emisiunea de aici. Vreau să spun că ideea organizării acestei expoziții la Lugoj a aparținut doamnei Henrieta Sabo, directoarea Bibliotecii Municipale, și unei alte doamne, Aura Dvarovska, una dintre cele mai celebre mezzosoprane, cetățean de onoare al municipiului Lugoj, o doamnă cunoscută în domeniul muzicii pentru activitatea deosebit de bogată pe care o are. Am inițiat acest proiect pentru lugojeni, deși pe parcursul anilor am mai avut două expoziții, dar mult mai mici, una la Biserica Baptistă și cealaltă a fost la Școala Harul, dar au fost expoziții de câteva ore. Deschiderea expoziției a avut loc luni la ora 11, au fost prezenți reprezentanții ai cultelor, apoi oameni de cultură din oraș, oameni iubitori de scriptură, tineri și Aura a susținut și un concert de muzică religioasă. La expoziția de la Lugoj avem peste 800 de exemplare ale Sfintelor Scripturi, în diferite limbi și dialecte, o expoziție la care avem un grup de tineri care s-au implicat ca voluntari și ne-au ajutat foarte mult. Am avut mai multe personalități ale orașului care au venit să viziteze muzeul acesta și printre alții a fost un domn special, un profesor veteran de război, domnul Străianu, care are 98 de ani, născut într-o familie de oameni credincioși. Omul acesta e cetățean de onoare al municipiului Lugoj, dar mi-a declarat că citește Biblia în fiecare seară, iar pentru el Biblia este cea mai importantă capodoperă a omenirii. Desigur că, fiind într-o perioadă de pandemie, am încercat să ținem cont foarte mult și de restricțiile acestea privind distanțarea fizică, dar ne bucurăm de cei care au venit și de cei care vor veni în continuare să viziteze această expoziție. Ceea ce este impresionant și vreau să-mi aduc aminte de un episod în care am participat împreună la lansarea Muzeului Biblia atunci la Timișoara, în care am văzut suportul pe care l-ați primit din partea oficialităților timișorene și de asemenea a Mitropoliei Banatului. A fost o întâlnire impresionantă cu o grămadă de lume, a spune că poate a fost cel mai vizualizat eveniment al muzeului. Și m-am bucurat că dumneavoastră, pe lângă faptul că sunteți evanghelic, sunteți baptist, ați reușit să atrageți în acest proiect, să spunem așa, simpatia și suportul și celorlalte comunități creștine, comunitatea catolică, ortodoxă și, bineînțeles, de alte confesiuni. Cum vă simțiți așa ca un om care colaborează cu toată lumea și, până la urmă, toată lumea beneficiază? Așa cum se știe, eu am fost permanent deschis dialogului și cei care mă cunosc știu foarte bine că am avut și am o relație cordială cu liderii celorlalte culte din Banat. Când am inițiat proiectul acesta la Timișoara, l-am organizat împreună cu Consiliul Județean, cel care mi-a pus la dispoziție unul dintre locurile cele mai importante de expoziții, și anume Bastionul din Timișoara, o cetate veche în care sunt diferite galerii de artă, acolo este inclusiv Muzeul Ștefan Popa Popas, dar mi-am dorit ca să fac această expoziție și împreună cu celelalte culte. Desigur că a fost cea mai mare expoziție, pentru că pe parcursul a vreo 3 săptămâni au fost peste 7500 de oameni care au vizitat expoziția Muzeul Bibliei. A fost domnul primar, domnul președinte al Consiliului Județean, reprezentanții cultelor, dar ceea ce este interesant este faptul că Mitropolitul Banatului, auzind despre acest proiect, vorbindu-i despre acest proiect, a spus: aș vrea să fim și noi parteneri, și mi-au adus la Muzeul Bibliei 4 exemplare diferite, deosebite,
Pe trei dintre ele eu nu le aveam. E vorba de Noul Testament de la 1648, Cazania și Apostolul, și au mai venit împreună cu Biblia Mitropolitului Andrei Șaguna, pe care o am și eu. Pe lângă deschiderea, vernisajul acelei expoziții și pe lângă faptul că oamenii au avut ocazia să vadă și atunci sute de exemplare ale Bibliei, a fost deosebit de important faptul că am organizat dezbateri pe tema Bibliei. Cum s-a format canonul Sfintelor Scripturi, Biblia în era digitală, rolul Bibliei în dezvoltarea muzicii creștine, au fost prezente societăți biblice care au vorbit despre felul în care ele se ocupă de traducerea și tipărirea și răspândirea Sfintei Scripturi, și toate aceste acțiuni au avut un singur scop, de a le spune oamenilor că Biblia este cea mai importantă carte a omenirii. Cineva spunea, poți să pui toate cărțile în partea stângă și Biblia să o pui în dreapta și să înțelegi că Biblia este mai valoroasă decât tot ceea ce s-a scris. Așa cum se știe, Biblia nu este un tratat de fizică, dar conține foarte multe noțiuni de fizică. Nu este un manual de geografie, dar găsim foarte multe elemente de geografie. Nu este niciun manual de istorie, deși ea prezintă istoria omenirii, istoria poporului evreu, istoria bisericii și mai ales istoria Mântuitorului. Biblia este o carte care se adresează sufletului omenesc și dacă ne uităm în istorie, înțelegem faptul că întotdeauna societățile care au pus accent pe Sfânta Scriptură au devenit societăți prospere, civilizate. Poate exemplul cel mai elocvent al ultimilor 50 de ani este Coreea de Sud, acolo unde oamenii au înțeles importanța Bibliei și, înțelegând importanța Bibliei, inclusiv etica muncii s-a schimbat. Aș putea vorbi mult despre expoziția de la Timișoara. A fost prima expoziție, o expoziție despre care au vorbit zeci de ziare, posturi de radio, televiziuni, chiar presa internațională a relatat despre acest eveniment. Slavă Domnului! Stimate domnule Tuțac, acum ne întoarcem puțin și la realitatea prezentă. Știu că gândurile dumneavoastră sunt cele mai optimiste, sunt un luptător, sunt un om care nu renunță ușor. Acest proiect necesită o grămadă de efort și resurse. Știu că aveți foarte multe planuri în a dezvolta proiectul acesta, mai ales că Timișoara în 2023 parcă va fi capitala culturală europeană și inclusiv acest proiect va însemna ceva. Acum, pornind de la propunerile pe care le aveți pentru viitor, la gândurile cu care știu că vă zbateți, vă luptați ca să puteți merge puțin mai departe, să puteți face ca acest proiect să fie disponibil în multe orașe, să fie la îndemâna cât mai multor tineri, oameni care vor să vadă ce înseamnă de fapt Sfânta Scriptură, haideți să vorbim puțin și despre nevoile dumneavoastră și provocările. Pentru, în primul rând, proiectul acesta se susține cu efort și știu lucrul acesta, așa că haideți să discutăm puțin și despre nevoile acestea. Este normal să ridicăm și noi o mână atunci când este nevoie și să facem cunoscut proiectul acesta la cât mai multă lume și de asemenea nevoile pe care dumneavoastră le aveți. Și mă gândesc doar la o singură la o singură problemă pe care o aveți în mod curent. La fiecare expoziție mai trebuie să mai reparați de ceva. Lumea poate nu știe ce înseamnă o expoziție de carte, iar fiecare carte este ca un obiect foarte firav și mai ales aceste cărți vechi, aceste ediții vechi, necesită o grijă foarte, foarte mare. Poate ne spuneți cât costă să restaurezi o Biblie care trebuie într-adevăr îngrijită și pusă deoparte. Haideți să vorbim puțin și despre acest aspect. Da. Nu e un aspect, poate știu că poate nu vă simțiți confortabil, dar să știți că
lucrarea lui Dumnezeu se face cu Duhul Sfânt, cu oameni și cu bani, și trebuie să spunem și treaba aceasta, pentru că e nevoie și de lume, și de finanțe. Dar înainte de a vorbi despre nevoi, vreau să vorbesc puțin despre perspective, în sensul că, de exemplu, zilele trecute m-a sunat cineva din Huiedin, care a văzut expoziția de la Lugoj, a văzut imaginile pe Facebook și care m-a provocat să mă gândesc la ideea de a face o expoziție la Huiedin. Am discutat, i-am spus cam care sunt elementele de care avem nevoie pentru organizarea unei expoziții acolo. Vreau să spun încă un lucru important. Din 29 mai va începe o expoziție foarte mare, un eveniment foarte important la Arad. Și printre cei care sunt partenerii acestui eveniment va fi Biblioteca Județeană, Prefectura, Consiliul Județean, Primăria, toți vor să vină împreună, bineînțeles impulsionați de un om special, de domnul dr. Doru Sinaci, care este directorul bibliotecii, dar este și subprefectul județului Arad. Deci toți aceștia vor să vină pentru a organiza o nouă ediție a Muzeului Bibliei la Arad. Am avut anul trecut, înainte de pandemie, o expoziție pentru vreo 10 zile și au fost mii de arădeni și mii de locuitori din județ care au venit să o vadă. Dar vreau să spun un lucru foarte important, că aveam planificate mai multe expoziții pentru anul acesta, dar care au căzut din cauza pandemiei. Există câteva localități importante, orașe importante unde am primit invitație. E vorba despre Cluj, despre Constanța, despre Suceava, Craiova, Buzău și, bineînțeles, București. Dacă e să vorbesc despre nevoi, nevoia cea mai importantă este rugăciunea, susținerea în rugăciune a unui astfel de proiect. Al doilea lucru este nevoia de achiziționare de noi exemplare. Există exemplare ale Bibliei care pot fi cumpărate și care nu sunt deloc ieftine. Eu mereu am încercat să-mi îmbogățesc colecția și aproape la fiecare expoziție am venit cu exponate noi, cu exemplare noi. Al treilea lucru foarte important e legat de faptul că anul acesta este centenarul Dumitru Cornilescu. Eu am un număr frumos de exemplare Dumitru Cornilescu. Mi-aș dori să mai achiziționez unele exemplare ale Bibliei ediția aceasta, dar bineînțeles exemplare din 1920-1930 și procesul acesta de recondiționare este destul de costisitor. Vreau să dau un exemplu, ultimele 7 Biblii pe care le-am recondiționat și sper să nu audă soția mea lucrul acesta, m-a costat 2150 de lei. Nu că soția ar fi împotrivă, dar permanent sunt obligat să folosesc, să iau banii din casă pentru a putea să recondiționez aceste exemplare. Acum am alte 5 exemplare, dintre care unul foarte valoros, din anul 1708, în limba engleză, pe care trebuie să le recondiționez. Bineînțeles că dacă nu fac lucrul acesta, unele din exemplarele respective nu pot să fie expuse. Am făcut și greșeala ca la anumite expoziții să le dau voie oamenilor să frunzărească Bibliile vechi și e un lucru normal, oamenii vor să vină să vadă cum arată, mai ales acele Biblii care au sute de ani și care au foarte multe imagini și foarte multe informații, dar în același timp orice expoziție înseamnă deteriorarea unor exemplare ale Sfintei Scripturi. Vă dați seama, în momentul în care ții în mână o Biblie din anul 1600, în limba latină, ești impresionat de lucrul acesta, să ai o Biblie de peste 400 de ani. Dar trebuie să înțelegi că acel exemplar este deosebit de fragil. Dau un exemplu, am un evangheliar foarte prețios, cel din vremea lui Gavril Kalimachi. Sunt două exemplare
din acestea în spațiul românesc, unul fiind la Biblioteca din Bălți. Oamenii vor neapărat să-l vadă. E un evangheliar cu imagini, dar el este foarte șubret. Ori nu pot să-mi permit să las pe oricine să le atingă, să le frunzărească, pentru că în felul acesta se distrug. Și atunci sunt exemplare care pot fi văzute, dar fără a fi atinse. Aceasta este o nevoie, într-adevăr, dar pentru că ai amintit, Cătălin, de Timișoara 2023, aș vrea să spun că eu am avut un sprijin bun din partea autorităților publice locale, pentru că au înțeles că acest muzeu al Bibliei poate să pună Timișoara pe harta lumii alături de alte mari orașe. În Europa există 4 muzee ale Bibliei, la Londra, la Amsterdam, la Münster și unul foarte mic la Budapesta. Mai există unul în Indonezia, altul în Coreea de Sud și vreo 4-5 muzee ale Bibliei în Statele Unite, cel mai mare fiind cel despre care am vorbit, de la Washington DC. Am putea pune nu doar Timișoara, ci și România pe harta lumii cu un astfel de muzeu. Am avut discuții cu președintele Consiliului Județean, am avut discuții cu viceprimarii Timișoarei. Eu aștept zilele acestea să vină și certificatul de la OSIM cu marca înregistrată și apoi voi face toate demersurile pentru a obține un spațiu unde să putem să expunem deja aceste exemplare și, bineînțeles, să creăm un muzeu de secolul 21. Dar pentru aceasta este nevoie de resurse, inclusiv resurse financiare. Tocmai de aceea vreau să subliniez încă o dată ceea ce am zis mai devreme. Stimați prieteni, cei care ne urmăriți în aceste momente, puteți afla mai multe informații despre modul în care vă puteți implica în acest proiect. În primul rând prin rugăciune și, bineînțeles, prin efortul dumneavoastră financiar, puteți găsi datele de contact atât pe pagina de Facebook Muzeul Bibliei și de asemenea pe pagina de web muzeubiblie.ro și, bineînțeles, și luând legătura direct cu pastorul Ionel Țuțac, cel care vă va sta la dispoziție cu toate informațiile prin care puteți implica. Vă rog să o faceți, este un proiect de evangelizare și face parte din misiunea noastră a tuturor celor care ne numim creștini. Domnule Țuțac, ne apropiem de încheiere și încă ne mai aflăm în săptămâna aceasta între Duminica Învierii și Duminica Tomii, săptămâna luminată, cum îi mai spun frații noștri, și fiind la acest, să spunem, la acest moment în care discutăm despre importanța Sfintei Scripturi, despre cât de important este ca oamenii să cunoască, să aibă posibilitatea de a fi expuși Evangheliei, aș vrea să încheiem discuția noastră din seara aceasta cu câteva gânduri și apres la condiția dumneavoastră de păstor, de om care conduce sufletele la Hristos și fiind și în perioada aceasta și, bineînțeles, dumneavoastră ca inițiator și părinte al acestui frumos proiect, aș vrea să ne lăsați câteva gânduri și, de asemenea, un verset sau știu eu ceva care credeți că merită ca fiecare de cei care ne urmăresc să afle în seara aceasta. Pentru iubitorii Scripturii aș vrea să le readuc aminte ceea ce spunea Apostolul Pavel: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să dea înțelepciune, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Iubiți Scriptura, citiți-o în fiecare zi, studiați-o, formați grupuri de studiu în familiile voastre sau cu prietenii voștri. Să știți că niciodată o investiție făcută în Scriptură nu este prea costisitoare. Dacă aveți posibilitatea, dăruiți Biblia, un Nou Testament, o parte a Scripturii prietenilor, semenilor dumneavoastră. De asemenea,
pentru cei care poate privesc cu oarecare scepticism, cu îndoială, Cartea Sfântă Biblia, aș vrea să vă spun că această carte a reprezentat fundamentul dezvoltării societăților moderne, civilizate. Mari oameni ai istoriei s-au raportat într-un mod foarte umil și respectos la Cartea Sfântă, la Biblia. La Biblie. Dacă îți aduci aminte, Cătălin, am fost la Washington DC și am avut ocazia să facem acea incursiune în lumea virtuală. Privind virtuală, da, privind locurile în care se aflau versete din Sfânta Scriptură. Ori noi suntem de foarte multe ori fascinați de felul în care un continent, cum este America, s-a dezvoltat atât de puternic în 200 și ceva, 300 de ani. Ei, la baza Americii a stat Sfânta Scriptură. Americanilor nu le este rușine să pună versete din Biblie pe clădiri, pe monumente importante. Nu le este rușine să călătorească cu trenul sau cu avionul și să citească Sfânta Scriptură. Și mi-am dat seama că un secret al dezvoltării acestor civilizații a avut la bază Sfânta Scriptură. Biblia este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu pentru neamul omenesc. Și în măsura în care înțelegem lucrul acesta, putem să ne hrănim zilnic cu cuvântul lui Dumnezeu, care poate să aducă nu doar învățătură, ci și pace, bucurie, nădejde în sufletele noastre. Folosiți prilejul acesta al sărbătorilor să citiți Sfânta Scriptură. Eu mi-aduc aminte de o cântare veche pe care o rețin și acum din copilărie. O cântare care spunea așa: am o carte și o citesc, deși e veche, o prețuiesc. Prețuiți cuvântul și nu uitați că Biblia nu trebuie să fie o piesă de muzeu. Nu e suficient să o avem în bibliotecă, nu e suficient să o punem în mașină când plecăm în călătorie, nu este suficient să o avem pe biroul nostru atunci când ne vin prietenii în vizită, ci Biblia trebuie să fie în mintea și în inima noastră. Și dacă vom face lucrul acesta, vom fi cu adevărat binecuvântați. Așa să fie. Mă gândeam de foarte multe ori care este cel mai inutil obiect pe care omul poate să-l aibă prin casă, pe lângă el. Și așa, după multe clipe de meditație, mi-am dat seama că Scriptura necitită poate să fie. O Biblie necitită poate fi unul de cele mai inutile obiecte de valoare pe care un om îl poate deține în bibliotecă, și rolul ei este de a fi citită, nu de a fi piesă de muzeu. Închei și eu cu amintire, cu o mărturie, ca să întăresc ceea ce înseamnă inima din spatele acestui proiect. Spuneai, frate Nelu, că am fost împreună la Washington DC și ne-am bucurat de orele petrecute acolo, că am stat câteva ore bune și poate am mai fi stat, dacă nu se închidea programul, dacă ne aducem aminte, am stat până aproape de închidere și am rămas impresionat de un moment în care spre ieșire exista magazinul acela pentru suveniruri și cu foarte multe obiecte religioase, foarte multe biblii, multe, multe, diverse formate. Și mă uitam, te-am urmărit foarte atent, foarte atent la finalul acestei călătorii, timpul pe care l-ai petrecut acolo uitându-te și, bineînțeles, încercând de a face socotelele financiare atât de bine, astfel încât să poți să iei cât mai multe. Și am văzut că, exact ca un copilaș care se duce într-un magazin de jucării și ar vrea-o și pe aia, și pe aia, și pe aia, dar banii pe care are la dispoziție nu-i permis să cumpere mai mult decât are. Și am rămas impresionat de dorința aceasta pe care ai avut-o de a lua cât mai mult și de a fi, până la urmă, strâns de posibilitățile financiare. Așa că Dumnezeu să aducă binecuvântarea asupra acestui proiect. Să dea Dumnezeu sănătate ție în primul rând și apoi celor care sunt implicați în acest proiect, ca proiectul acesta să ajungă în cât mai multe orașe, în cât mai multe localități, cât mai mulți oameni să aibă posibilitatea de a vedea și de a simți ceea ce înseamnă într-adevăr puterea Sfintei. Eu mulțumesc foarte mult pentru discuția din seara aceasta.
Mulțumesc și eu, Cătălin. Poate altă dată o să vorbim despre Biblia în limba română, despre felul în care ea a fost tradusă și tipărită. Poate vorbim despre exemplarele pe care le avem la Muzeul Bibliei. Dar aș vrea să nu uităm un lucru. Biblia nu trebuie să fie prăjitura pe care o mâncăm în zilele de sărbătoare, ci Biblia trebuie să fie pâinea noastră, cea de fiecare zi. Și doresc tare mult ca Dumnezeu să ne ajute să o iubim, să o studiem, să o trăim și să o propovăduim. Amin. Mulțumim foarte mult, stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru seara aceasta, vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Noi de aici vă salutăm și până data viitoare vă spunem la revedere!